Bună ziua, numele meu este Mara Cășlăriuș, sunt Data Analyst la BT Provider, iar astăzi o să vă arăt cum să facem un Cleveland dot plot în Tableau. Un Cleveland dot plot este utilizat atunci când vrem să vedem evoluția unei dimensiuni în comparație cu maximul atins în înregistrările acesteia. Pentru aceasta, noi ne-am conectat la sursa de date Superstore oferită de Tableau, iar primul pas este de a crea cu câmpul subcategorii un set pe care îl vom numi subcategorii set și îl vom lăsa cu toate elementele deselectate. Mai departe creăm un câmp calculat pe care îl vom numi max sales, iar formula acesteia este window max de sum de sales. Vom aduce câmpul subcategorii pe rânduri, sales îl vom aduce pe coloane, iar lângă sales vom aduce câmpul creat max de sales. Vom selecta dual axis, vom merge pe axa lui max de sales și vom da synchronize axis. De asemenea, mergem din nou pe axa lui max de sales și selectăm move marks to back. Iar apoi vom deselecta Show Header. Mergem în zona de Marks la Max Sales și ca tip de vizualizare vom selecta Bar. Mergem la Size, minimizăm pe cât de mult posibil size-ul și în zona de Sales din Marks vom scoate Measure Names de pe culoare. La Max Sales vom schimba culoarea și o vom face gri, iar în zona de sales vom aduce setul pe culoare. După aceasta vom merge în meniul de sus la worksheet, pe actions și vom crea o acțiune de tip change set values care se va numi subcategorii set action, care va avea ca target set subcategorii set, iar clearing the selection will remove all values from set. Ok? Ok. Vom selecta entire view și putem observa că cu ajutorul acelei acțiuni, în momentul în care selectăm unul din subcategorii, vom avea o culoare diferită pe bulina care reprezintă acea subcategorie. Acesta este modul prin care putem crea un Cleveland.plot în Tableau. Mulțumim și pentru orice întrebare aveți, nu ezitați să ne contactați.